Bună, dragi prieteni! Materialul de astăzi vă prezintă mierea cu căpăceală, medicamentul natural cu performanțe greu de egalat. Albinele au apărut înaintea oamenilor și i-au însoțit în toată istoria lor. La început, albinele erau asemănătoare unor larve și se hrăneau cu frunzele ferigilor. Atunci când flora s-a diversificat, plantele au început să facă flori și să se mulțească prin polenizare. Se pare că a fost o adaptare reciprocă. Plantele, pentru a atrage albinele, le-au oferit nectar, mirezme și culori atrăgătoare. Albinele, pentru a zbura din floare în floare, s-au înzestrat cu aripi și, zburând din floare în floare, prin polenizare, au ajutat plantele să se înmulțească și să rodească. În Egipt și în India antică, mierea era considerată un dar al zeilor. Se pare că mana, care a fost dată poporului în drumul spre țara Canaanului, era de fapt miere. S-au găsit papirusuri care îndeamnă la consumul de miere pentru că este bună. Mierea conține toate vitaminele, mineralele, enzimele cunoscute vreodată în lumea medicală. Are toți aminoacizii esențiali cunoscuți, ceea ce o face o hrană proteică de excepție. Are glucide și chiar hormoni. Sunt foarte multe asemănări între organismul uman și produsele stupului, inclusiv hormonii, care sunt de o asemănare uluitoare cu cei umani și care nu au nicio contraindicație sau efect negativ față de cei de sinteză. Mierea este perfect igienică, antiseptică și un antibiotic de excepție. În mierea de calitate nu există niciun microb. Orice microb, inclusiv agentul patogen al ciumei bubonice, care în evul mediu a distrus orașe întregi, dacă stă în miere, este ucis. Cu cât mierea este mai vânturată, cu atât este mai bogată în enzime. Mierea vânturată natural de albine este densă, ajunge la o consistență de maximum 18% apă și conține foarte multe enzime, căci la fiecare mutare în altă celulă îi se mai adaugă enzime, mai ales inhibină, care este un antioxidant redutabil. Procesul de vânturare are loc în timpul nopții, când albinele lucrătoare se așează într-o anumită ordine și încep să bată din aripi, în timp ce altele iau nectarul dintr-o celulă și îl mută în alta și iar și iar, până ce acest aer încărcat cu vapor din nectar iese prin urghiniș. Pentru un kilogram de miere, albina trebuie să aducă în stup 4 litri de nectar, din care jumătate este apă, ce va fi vânturat. Nu ar trebui cumpărată mierea care stă pe tarabe în plin soare. Aceea are cu 40% mai puține calități. Mierea este creată de albine la întuneric. Ea nu trebuie expusă luminii solare, ci doar la lumina încăperii și la o temperatură constantă, ce nu depășește sub nicio formă 40 de grade. De aceea, mierea nu se pune nici în ceaiul fierbinte. Toate mierile bune zaharisesc după câteva luni. Deci, dacă vreți să fiți siguri că luați o miere naturală, cumpărați una zaharisită. Cu siguranță, ați mai auzit că produsele apicole sunt excelente pentru vindecarea organismului și promovarea unei sănătăți de fier. Dar nu multă lume știe ce alte alimente grozave ne mai oferă albinele din farmacia stupului. Probabil știai că mierea, fagurele, ceara și alte părți ale stupului sunt benefice, dar ai auzit vreodată de căpăceala de albine? Aceasta este o altă porțiune a stupului care poate fi consumată și care are beneficii incredibile pentru sănătate. Un aliment apicol mai puternic decât propolisul sau mierea este căpăceala. Acesta este un produs mai puțin cunoscut de oameni și reprezintă mai exact căpăcelele de la fagure. Când albinele aduc mierea în stup,
Aceasta conține multă apă. Prin trecerea mierii de albine din celulă în celulă, ea este vânturată și îmbogățită cu o serie de enzime până când proporția de apă scade până la un procent de circa 17 până la 18%. Pentru a putea păstra mierea, albinele căpăcesc fiecare celulă din fagure, un căpăcel format din straturi succesive de ceară și propolis. Astfel, mierea se păstrează în stuc cu toate calitățile. Ceara contribuie la o bună sigilare a fagurilor, împiedicând pătrunderea aerului și a invadatorilor în stuc, iar propolisul este cel care sterilizează mierea. Căpăceala este de două feluri. În funcție de calitățile genetice ale rasei de albine, căpăceala uscată, cu un procent de miere mai redus, deoarece între căpăceală și miere se lasă și o pernă de aer, și căpăceala umedă, cu mai multă miere. Abia când fagurile este căpăcit complet, suntem siguri că mierea are umiditatea ideală, este maturată complet și posedă toate calitățile sale legendare. Căpăceala conține numai puțin de 400 de principii active și 45 de substanțe naturale cu rol de antibiotic. Ea are o aromă deosebită și păstrează proprietățile terapeutice ale tuturor elementelor active din compoziția sa. Căpăceala de albine sau de faguri se obține la extracția mierii de albine când apicultorul îndepărtează aceste căpăcele de faguri cu ajutorul unui cuțit sau unei furculițe de descăpăcit. Aceasta se păstrează într-un loc uscat, întunecos și răcoros, eventual și într-un recipient închis la culoare. Atât fagurile de miere cât și căpăcelele sunt produse vii, existând riscul dezvoltării unor larve. Acest medicament al naturii, creat special de albine, este un dar pentru sănătate ce nu trebuie să lipsească din nicio casă. Căpăceala are o aromă unică. În compoziția sa găsim miere, ceară, propolis, enzime și antibiotice naturale. Așadar, un motiv bun pentru care trebuie să consumăm căpăceala de pe faguri este faptul că acest produs apicol este de neînvins în ceea ce privește multitudinea de beneficii. Dacă te-ai decis să iei căpăceala de albine ca supliment alimentar, este bine să reții că nu orice produs vândut de comercianți este cel adevărat. De multe ori, se vinde fagure zdrobit în loc de căpăceală. Chiar dacă și fagurii de miere sunt sănătoși, căpăceala este mult mai benefică pentru organism, așa că este mai bine să o cumperi de la sursă de încredere. Adulții pot consuma căpăceală ca supliment alimentar, consumând cel puțin 3 lingurițe pe zi, dar nu mai mult de 7. Poți să ții o cură de 2 săptămâni, după care trebuie să iei o pauză de o lună și să reiei. Niciun supliment alimentar nu se administrează continuu, ci trebuie luat la anumite intervale. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani pot lua până la 5 lingurițe pe zi. Căpăcelele trebuie mestecate și după ce gustul mierii s-a terminat, ceara, având un efect benefic asupra cavității bucale, iar dacă se înghite, ajută și în unele afecțiuni digestive, datorită substanțelor active din compoziția sa. Aceasta reușește să regleze metabolismul organismului, să amelioreze și să vindece multe boli. Printre cele mai importante calități terapeutice ale ei, putem enumera: este dezinfectantă, bactericidă, ajută la tratarea sinusitelor și a infecțiilor căilor respiratorii. Dar căpăceala poate fi folosită și ca un dulce sănătos și reconfortant, atât pentru copii cât și pentru adulți. Mierea cu căpăceală vindecă bolile respiratorii, laringită, faringită, viroze respiratorii sau astm. Dacă simțiți că vă ia o răceală, se recomandă ca seara, înainte de culcare, să mestecați o lingură de căpăceală de faguri
în care ați pus 15-20 de picături de tinctură de propolis. Pentru copiii peste 3 ani, doza este de o linguriță de căpăceală cu 3 până la 5 picături din aceeași tinctură. După administrare, este bine să nu mai consumați lichide sau mâncare, astfel ca propolisul și mierea să rămână pe căile respiratorii peste noapte. Mierea cu căpăceală ajută la tratarea și prevenirea cariilor dentare și altor probleme orale, pentru că sterilizează gura și elimină bacteriile care erodează suprafața dinților. Ea este foarte recomandată și în cazul stomatitei și paradontozei. De aceea, se mestecă ca o gumă până la topirea completă a tuturor componentelor sale. Acest miraculos produs apicol are și efecte de lubrefiere a vaselor de sânge, fiind de mare ajutor în cazul persoanelor care se confruntă cu probleme ale aparatului circulator sau boli degenerative ale vaselor de sânge. Căpăceala se mestecă îndelung ca o gumă, odată asimilată prin tubul digestiv, ajutând la redobândirea elasticității și permeabilității vaselor de sânge. Cura cu căpăceală de fagure este recomandată și pentru tratarea afecțiunilor stomacului, calmând hiperaciditatea gastrică și fiind benefică pentru persoanele care suferă de gastrită, afecțiuni ale ficatului, afecțiuni cardiace, stimulează activitatea cordului normalizând ritmul cardiac, stimulează activitățile sistemului imunitar, pentru prevenirea infecțiilor respiratorii, dar și pentru infecțiile urechii. Datorită conținutului ridicat de propolis, este foarte indicat pentru paraziții intestinali. Propolisul este un tratament bun pentru paraziții intestinali pentru că îi elimină cu o rată de succes de 60%, conform studiilor. Căpăceala reglează glicemia, fiind o variantă perfectă de tratament pentru diabetici, având un efect pozitiv pe termen lung alături de tratamentele cu insulină și medicamentele prescrise de medic. Este plină de antioxidanți, putând avea și efecte anticancerigene. S-a descoperit că propolisul are un efect pozitiv asupra cancerului de prostată, limitând dezvoltarea și înmulțirea celulelor canceroase. Este un antibiotic natural care previne instalarea infecțiilor de orice tip în organism. Dacă vei consuma căpăceală de albine când ești bolnavă, aceasta va grăbi vindecarea dacă este administrată în paralel cu tratamentul prescris de medic. Consumând regulat acest supliment, îți vei regla metabolismul și îți vei menține silueta. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Sper să vă fie util. Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să îmi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale utile și interesante, de aceea vă rog să vă abonați.